câteva întrebări până se va termina conferința. Într-adevăr, impresionată mărturia aceea pe care dânsa o dă în scris și noi, ca și creștini, nu avem cum să nu fim impresionați la un moment de asemenea intensitate, de asemenea trăire duhovnicească, atunci când oamenii se rugau și mureau instantaneu. Și asta mă duce cu gândul la o poveste pe care o spuneam cu soția mea, cred că aseară o povesteam, în care o doamnă tot așa apropiată fundației noastre, povestea cum o rudă de-a dânsei, foarte, foarte în vârstă, la un moment dat, pe vremea comuniștilor, după venirea bolșevicilor în țară, trebuiau să facă alegeri. Și trebuiau să-i aleagă pe comuniști în continuare. Și toate rudele ei erau strânse în casă, într-o casă, așa cum știți că erau la țară, acelea în care toată familia, trei generații, trăiau împreună. Și bătrâna, văzând că vin alegerile, a spus, eu nu mă duc să votez, că nu votez cu Antichristul. Și ăștia au zis, da, dar îți dai seama că ne pui într-o situație neplăcută, că o să ne aresteze, o să avem de suferit. Și el zice, nu, eu nu votez cu Antichristul. A făcut-o pe nebuna nației. Până la urmă a făcut-o pe bolnava, nici asta n-a prea ținut. Au zis ăștia, o să vină cu urnele acasă să votezi. Și în contextul acesta, i-a trimis pe ei la vot, ea s-a încuiat în casă, au venit, au bătut, n-au deschis, n-a deschis, după care au plecat cu toții. Femeia s-a dus și a îmbrăcat hainele cele bune și când au venit de la vot, au găsit-o moartă în casă. Că ea s-a rugat la Dumnezeu, mai bine să nu trăiască decât să voteze cu Antichrist. La nivelul ăsta de trăire duhovnicească erau strămoșii noștri, noi ne rugăm să ajungem și noi în același punct, să ne ajute Dumnezeu, așa să fie. În continuare, domnul doctor Pavel Chirilă. Teologii spun că în Eden s-a întâmplat așa. Sufletul nu a mai vrut să asculte de Dumnezeu și atunci trupul a refuzat să asculte de suflet. Și așa a apărut căderea. Când trupul n-a mai vrut să asculte de suflet, Adam a gustat. Ce s-a întâmplat în următoarea clipă? Dumnezeu l-a întrebat, Adame, unde ești? Și el a răspuns, m-am ascuns căci mă tem. Acesta este și primul simptom menționat în Sfânta Scriptură, în primele pagini ale Genezei. Ei bine, care a fost consecința neascultării din Eden? Prima consecință. Prima a fost frica lui Adam, simptom care urmărește umanitatea până în zilele noastre și se regăsește în toate cabinetele medicale, indiferent că e vorba de psihiatrie sau de alte specialități. A doua consecință a fost tentația omului de a da vina pe alții. Adam a dat vina pe Eva. Chiar și spune lui Dumnezeu, pe care tu mi-ai dat-o. Îl acuza și pe Dumnezeu. Eva a dat vina pe șarpe. Deci, pe care Dumnezeu l-a făcut. Deci, protopărinții noștri, după această neascultare, și-au pierdut discernământul valorilor din rai, care erau acolo și care de acum erau puse la grea încercare. Postul Mântuitorului de 40 de zile a fost, de fapt, o replică dată căderii din Eden. Prin această replică începea urcușul spre mântuire, care vine prin Hristos. Hristos a dovedit că se poate, 40 de zile. Și de atunci încoace au fost mulți sfinți pe pământ care au postit 40 de zile.
Ce s-a întâmplat după aceea? Iată, suntem la templul lui Solomon în ziua în care vine Mântuitorul pentru întâmpinarea Domnului. Prorocița Ana stătea în fața templului și textul Bibliei spune că stătea în post și rugăciune. Ea este un personaj la răscrucea dintre cele două testamente. Dar când coboară Mântuitorul de pe muntele Tabor, citim un verset acolo în legătură cu aceasta. Demonizatul nu a putut fi vindecat de apostolii Mântuitorului, el l-a vindecat și vine întrebarea, de ce noi n-am putut să-l vindecăm? Iar Mântuitorul răspunde, pentru că acest soi de demon nu iese decât cu rugăciune și cu post. Cuvântul rugăciune trece înaintea cuvântului post, dacă analizăm cu atenție cele două versete. Acest lucru mai are și altă semnificație. Post fără rugăciune nu există. Nu că nu se poate, nu există. Vin din când în când la mine pacienți să-mi spună că au stat într-o peșteră 21 de zile, nemâncați, nebăuți și că au reușit și la anul vor să încerce 23 de zile. Este o performanță biologică, nu este un post. Postul este o armă, nu este o virtute, cum vor unii să dea impresia. Este o armă care o folosim în toate împrejurările vieții, de la plecarea la război până la te vindeca de o ispită trupească sau sufletească și trebuie înțeles ca atare. Postul mai are și altă valoare. Postul are și o valoare comunitară. Există o comuniune prin post. Are un principiu eclezial în practica postului. Ortodoxii postesc toți deodată. Nu este întâmplător că postim miercurea și vinerea. Părintele a amintit de acele zile în care se va lua mierele de la ei. Care sunt acele două zile? Miercurea când a fost vândut și vinerea când a fost răstignit. Nu e nimic întâmplător în canonul postului. Și în Vechiul Testament și în Noul Testament postul se face înaintea plecării la război, în timpul unei molime, în timpul unei catastrofe, în timpul războaielor, în timpul secetelor. Este armă. Nu este o virtute oarecare, trupească sau psihologică. Și am avut în practica mea medicală și la bolnavi care s-au abătut ostentativ de la regula comunitară a postului. Am avut o pacientă care a vrut neapărat a treia zi de Crăciun să postească și când a tăiat o conservă de fasole și a tăiat degetul. Am avut o altă pacientă care a vrut să postească de la Paști până la Rusalii. Noi știm că aceasta este perioada luminată a anului liturgic. De la înălțare până la coborârea Sfântului Duh. Ei bine, a făcut cele mai rele boli din lume după această perioadă de post, în cea mai iluminată perioadă a anului. Știți bine că în afară de posturile rânduite și binecuvântate de biserică, creștinul nu postește izolat duminica, pentru că este ziua învierii, este zi de sărbătoare. Și trebuie să acordăm postului aceeași importanță în lucrarea lui ca și rugăciunea. Ne rugăm împreună, postim împreună. Și efectele lui se amplifică. Există
postul comunitar și când peste o localitate se abate o nenorocire oarecare, postesc toți. Uneori la țară posteau măcar simbolic și animalele. Am prins această practică când era o nenorocire peste toți așa. La definiția și practica postului, e bine să mai amintim un lucru pe care doamna doctor a început a-l spune aici. În primele versete ale Genezii, în capitolul 1, după fiecare zi, a treia, a patra și a cincea, când s-a făcut regnul vegetal și animal, există o sintagmă foarte prețioasă, care spune și a fost bine așa. Ce înseamnă aceasta? Dumnezeu, fiind un Dumnezeu al perfecțiunii, nu putea crea ceva imperfect. Datul genetic al tuturor viețuitoarelor este de la creație pecetluit până în veci, până la sfârșitul lumii. În Romani, capitolul 8, există un verset care spune că întreaga făptură suspină până la venirea Domnului. Ce trăim noi astăzi? Este cea mai mare corupție și forțare a legilor biologice și fizice ale creației. Acum 20-30 de ani s-au pus pe piață pentru prima dată organismele modificate genetic. Astăzi, tot ce știm despre ele, că sunt generatoare de cancere foarte multe și de alergii grave. Nu merge. Deci nu putem să venim cu un afront la legile creației și să schimbăm genetic ceva. Puțină lume știe că acum 3 sau 4 ani firmele de organisme modificate genetic au încercat un lobby la Consiliul Europei ca să oblige la o directivă prin care și în Europa să se cultive organisme modificate genetic. Deocamdată sunt interzise. Ei bine, ar fi câștigat partida dacă în ultima zi n-ar fi venit profesorul Eric Seralini cu niște șobolani hrăniți exclusiv cu porumb modificat genetic timp de un an. Pe spinarea lor, cancerele erau mai mari decât șobolanii. În felul acesta s-a reușit blocarea acestei inițiative. Acum un an a venit la mine un post de televiziune cu un document rugându-mă să-mi spun părerea, în care se arată cum în Occident ficatul de porc și de vițel, experimentul s-a făcut o dată pe porc, a putut fi generat într-un mediu de cultură pentru celulele de ficat, fără scroafă și fără viel. Magazinele dădeau comanda, vreau peste o lună 10.000 de ficați. Ok, ce problemă. Se pleca de la câteva celule embrionare, hepatice și într-un mediu de cultură creșteau zilnic până la forma și mărimea și greutatea unui ficat natural din animal. Că e mai ușor să-și programeze măcelarii, că e mai ușor să-și programeze cărnățarii, că e mai ușor să-și programeze marketingul și așa mai departe. Deci aveau niște argumente în acestea neserioase, ca să zic așa. Postul trebuie să avem această atenție, să postim cu alimentul de la creație. Nu cu soia modificată genetic și cu porumb modificat genetic. Acum există programe de cercetare ca să se facă roșii cu genă de urs polar, ca să reziste la frig. Oare creștinul ortodox mai are conștiința că postește vegetal dacă în castravetele lui este genă de urs polar? Și încă alte năzbâtii
care le știu de prin cercetările la care se lucrează acum. Pe de altă parte, pervertirea instinctului alimentar, care ne face greutăți și în a posti autentic, vine din ceea ce doamna doctor povestea, rafinarea alimentelor, aditivarea lor și îmbunătățirea lor organoleptică. Adică omul vrea să simtă bine și mai bine decât la creație, cu gustul zahărului, cu gustul benzoatului de sodiu și cu încă alte substanțe, unele conservante, altele numai pentru calitățile lor organoleptice. Postirea devine din ce în ce mai dificilă în aceste situații, pentru că instinctul alimentar se modifică. Puneți în fața unui copil două farfurii, una cu zahăr și una cu miere, și o să vedeți că zahăr mănâncă și nu se oprește. Pentru că el nu are papile gustative care să comande oprirea sau sațietatea la zahăr. Invită-l să mănânce miere și o să vezi că mănâncă două, trei lingurițe și nu mai poate. Nu mai poate, nu pentru că i-ar face rău, ci pentru că instinctul lui alimentar așa îi dictează. Așa trebuie să fie. I-am spus unei bunice să nu-i mai dea copilului iaurt în oraș, cu multe culori, cu multe, mulți aditivi, etc. Și a făcut și o alergie. Și a făcut iaurt în casă. Dar după 3 zile, bunica m-a sunat și mi-a spus așa: domnul doctor, nepoțelul meu mi-a zis, ce este acesta? Deci vă dați seama ce grav este să-i se piardă instinctul alimentar, tocmai la un aliment natural, culmea. L-a refuzat și a pus și întrebarea, ce este acesta? Deci e o pervertire. Ăsta e cuvântul științific. În această locuire vremelnică a omului în leagănul creației. Leagănul creației a fost primul creat de Dumnezeu. Tocmai ca atunci când face omul să aibă unde să-l pună, unde să-l ducă. Și ființa umană este legată de leagănul creației, mai mult sau mai puțin. Prin proteine, omul este legat la modul absolut de leagănul creației. Deoarece corpul omenesc nu poate sintetiza toate proteinele și aminoacizii esențiale. Prin ceilalți mai puțin. Și nu ne mirăm astăzi de ce abuzul de proteine din secolul 20 și 21, în combinație cu nitrozaminele care sunt generate de carne și în combinație cu zahărul care de la anul 1833, când a fost el rafinat prima dată și în momentul de față, a generat milioane de cancere pe Pământ, nu e de mirare că Universul ne pedepsește pentru că nu știm să-l abordăm și nici să ne comportăm cu el. Dumitru Stăniloae, părintele, spune că omul trebuie să abordeze Universul biologic și material în stil euharistic. Vrând să spună câtă grijă trebuie să avem de el, pentru că spre mântuire evoluăm odată cu el. Vă mulțumesc! Să-mi permit să pun eu o întrebare pentru dumneavoastră.